sunt cu Buzea Cosmin. Dom'le, iar din Constanța, ce faceți voi acolo? Nu este masă finală Pucărfest fără constanțeni. Sunteți un nucleu împreună sau izolați așa? Nu, no, suntem împreună. Există un mentor, ceva, care trimite lumea aici și o duce la masa finală sau sunteți buni toți? Bun. Incredibil. Deci nu e masă finală fără un constanțean. Asta de anul trecut, de la Mamaia, a fost atunci o explozie. Că până la Mamaia anul trecut, nu mi-am inteles să fie avut Pucărfest. Da, la Mamaia a câștigat din Constanța, la București, chiar masă finală de Constanța. Ați avut la un moment dat un tip nebun în sensul mișto, care dădea nei extraordinare, îl urmăreați voi la camera acolo. Și a făcut vreo două blufuri din alea să vă arate el vouă ce poate și a ieșit la naiba. 5-7 tase și Maria când au făcut 5-7. Da. Aveți două turnee la Mamaia anul ăsta, o să fiți acolo stăpânii festivalurilor. Buzea Cosmin joacă poker de 3 ani, student la ce e student? La științe economice. Specialist în bani. Da. Câte blinduri ai? Nu știu câte blinduri. 10.000. 10.000. 60 de blinduri. Cât? 60 de blinduri. Ai un munte de fise. Cum o să-ți gestionezi tacul ăsta mare? Îi lași să se ia între ei sau o să-i ataci? O să intri și tu în conflict? Depinde de carte, depinde de moment, depinde de poziție. Dai seama că trebuie să atacăm și noi. Ai vreun jucător cu care ai să mai eviți așa să intri în poturi? Nu. Nu? Deci nu ți-e frică de Catamax, nu ți-e frică de Riga, intri cu ei. Sunt jucător foarte bun, dar... Asta e. Nu protejăm pe nimeni, însă. Foarte bine. Asta înseamnă că o să fie dinamică bună. Mulțumesc mult și spor la joc. Mersi frumos.